În viitorul apropiat, un holocaust nuclear cunoscut sub numele de The Flash provoacă un ecocid, adică distrugerea în masă a naturii. Acum, SUA este un pustiu post-apocaliptic, iar oamenii sunt nevoiți să ajungă la extreme pentru a supraviețui. La 30 de ani după holocaust, într-o pădure plină de cenușă, o pisică se apropie de un cadavru în putrefacție pentru a se hrăni, în timp ce în apropiere, el așteaptă cu o săgeată pregătită. De îndată ce aude pisica, trage și ucide instantaneu. După ce a luat pisica, Ellie continuă să călătorească, oprindu-se doar pentru a verifica în interiorul mașinilor, pentru orice altceva util în afară de schelete. În cele din urmă, găsește o casă abandonată și în timp ce caută prin camere, încearcă să-și umple gamela, dar robinetele nu funcționează. Când deschide un dulap, mirosul îngrozitor îl avertizează imediat că este vorba despre un cadavru spânzurat, dar asta nu îl împiedică să-l percheziționeze în căutarea ceva utilă. După aceea, Ellie gătește pisica în timp ce își curăță armele și își ascultă vechiul iPod. Mirosul de carne prăjită atrage atenția unui șobolan, pe care Ellie îl observă când îl aude scârțind și împarte cu el niște carne de pisică. După ce se curăță cu șervețele umede, el își petrece noaptea în casă citindu-și cartea și dormind. A doua zi dimineață, el descoperă că iPod-ul său este aproape fără baterie, iar platforma de baterii de mașină pe care o folosește pentru a-l încărca este pe cale să se termine și ea. Deocamdată, el continuă să călătorească și în mijlocul drumului găsește o femeie cu un cărucior de cumpărături stricat care cere ajutor. În acel moment detectează un miros oribil și cheamă pe huliganii care se ascund în apropiere, observând că este doar o capcană. Banda iese la iveală și liderul începe să-l împingă pe Ellie pentru a-l jefui, dar deodată Ellie taie mâna liderului cu maceta. Apoi se luptă cu restul bandei în același timp, omorându-i rapid pe toți în doar câteva minute, fără să aibă nici măcar o zgârietură pe el. Este aproape ca și cum Ellie ar fi fost protejat de Dumnezeu. Apoi îl ucide și pe lider, dar o lasă pe femeie în viață. Ea are o sticlă de apă, dar de îndată ce o miroase, își dă seama că nu este bună și o aruncă. După ce verifică toate cadavrele pentru a găsi obiecte utile, se întoarce pe drum, ascultându-și muzica, până când iPod-ul rămâne fără baterie. Când merge în apropierea unei autostrăzi distruse, aude un grup de motocicliști atacând un cuplu. Ellie se simte prost, dar își amintește să nu se implice, deoarece banda îl ucide pe bărbat, profită de femeie și le fură toate cărțile. După ce motocicliștii au plecat, Ellie iese din ascunzătoare și continuă să meargă până când găsește un oraș, unde intră în magazinul inginerului, care l-amenință imediat cu arma. Imediat ce aude acest lucru, el ia arma pentru a dovedi că este mai puternic și o dă repede înapoi, explicând că este doar un client. Apoi cere inginerului să reîncarce bateriile, oferindu-se să plătească cu niște șervețele umede și o brichetă. În timp ce lucrează, Ellie se duce la barul de vis-a-vis, unde motocicliștii ucigași îl vizitează pe Carnegie, conducătorul de război care conduce acest oraș. Carnegie caută o carte foarte specifică, așa că toți aghiotanții lui duc orice carte găsesc, deși nu pot citi titlurile, pentru că sunt analfabeți. Se uită la toate cărțile pe care le-au adus astăzi, dar ceea ce vreau nu se află acolo, așa că le trimite pe toate să fie arse. Starea lui de spirit se îmbunătățește atunci când liderul bandei, Redridge, dezvolă că a găsit și o mică mostră de șampon, așa că el se duce imediat să o folosească pe concubina sa Claudia, care este oarbă, așa că se bucură foarte mult de miros și de masajul liderului. La parter, Ellie plătește cu mănuși o șarfă pentru a-și reumple gamela. În timp ce scoate lucrurile, el atinge din greșeală o pisică, făcând-o să șuiere la el. Barmanul îi dă gamela fiicei Claudiei, Solara, care iese în spate pentru o umple. Redridge încearcă să-i blocheze calea pentru a-și arăta interesul față de ea, dar ea îl ignoră și se alătură cozii pentru apă. Înăuntru, un membru al unei găști se enervează pentru că el i-a atins pisica și încearcă să înceapă o bătaie, dar el îi lovește cu fața și încearcă să plece. În acel moment, restul bandei îl atacă, așa că el nu are de ales decât să lupte. Cu mișcări rapide ale macetei sale, Ellie se luptă cu toți uliganii în același timp, omorându-i unul câte unul fără să transpire. În curând toți uliganii sunt morți, cu excepția unuia, dar când este pe cale să-l ucidă și pe el, Solara se întoarce și roagă să se oprească. Distragerea atenției face ca Ellie să fie prins și dus la Carnegie, care cere să devină unul dintre oamenii săi. Ellie nu este interesat și încearcă să plece din nou, dar Carnegie îl obligă să rămână peste noapte. După aceea, Claudia îi aduce lui Ellie ceva de mâncare și el își dă seama imediat că este oarbă, așa că îi pune câteva întrebări despre povestea ei. Apoi Carnegie o trimite pe Solara în camera lui Ellie pentru a-l convinge să rămână, făcându-și de cap cu el, numai că Ellie o refuză. De asemenea, el încearcă să o dea afară, dar Solara îi spune că liderul îi va face rău lui Claudia dacă nu face acest lucru, așa că Ellie o lasă să rămână peste noapte. Deoarece Solara nu vede prea des oameni de vârsta lui Ellie, ea pune întrebări despre viața de dinaintea războiului, iar Ellie împărtășește câteva povești. De asemenea, Solara găsește cartea lui Ellie și se entuziasmează, întrebând despre conținutul ei pentru că nu știe să citească, dar Ellie o acoperă imediat și refuză să discute despre ea. Când în sfârșit se așează să mănânce, împarte mâncarea cu Solara și o învață cum să spună rugăciunea. În dimineața următoare, Solara ia micul dejun cu Claudia și recită cuvintele pe care Ellie a învățat-o. Carnegie este șocat să audă acest lucru și cere să știe cum a învățat-o Solara.
Solara, rănind-o pe Claudia când Solara nu spune prea multe. Disperată să o ajute pe mama ei, Solara îi spune că el are o carte cu un simbol ciudat pe ea, făcând crucea cu degetele. Se pare că liderul vrea o Biblie, iar el o are pe singura rămasă în lume, deoarece toate celelalte au fost arse la scurt timp după război. Entuziasmat, el îi ordonă lui Redridge să-i aducă cartea lui Ellie, dar când intră în cameră, Ellie a dispărut deja. Redridge îl ucide imediat pe paznic pentru greșeala lor, apoi își trimite oamenii să-l găsească pe Ellie. Între timp, Ellie și-a bateria de la inginer și încearcă să părăsească orașul, numai că apare Carnegie și cere cartea. El crede că Biblia este cea mai bună cale de a pune societatea sub controlul său și este dispus să-l ucidă pe Ellie pentru ea, însă Ellie continuă să plece. Dintr-o dată, Redridge îl împușcă pe Ellie de două ori, dar ratează ambele focuri. Enervat, el scoate pistolul și începe să tragă în orice persoană pe care aude mișcându-se, nimerind cu maestrie fiecare glonț, în timp ce gloanțele trase de dușmani ratează de fiecare dată. Când nu mai are gloanțe în pistol, scoate o pușcă de vânătoare și continuă să ucidă pe uligani, lovindu-l în același timp pe Carnegie în picioară. Văzând că el are cu adevărat protecția sfântă, Redridge îl lasă să plece deocamdată. După ce Carnegie este făcut bine de un doctor, încearcă să trimită banda după Ellie, însă Redridge este precaut după ce a pierdut atâția oameni, așa că face o înțelegere. Va primi cartea dacă liderul îl lasă să o aibă pe Solara ca și concubină. Câteva momente mai târziu, Ellie o aude pe Solara urmărindu-l. Ea explică faptul că mama s-a trimis-o pentru că ar fi fost mai în siguranță cu el, dar Ellie încearcă să o alunge. Hotărâtă să-l facă să se răzgândească, Solara se oferă să-l ducă la rezerva de apă orașului, care se dovedește a fi un izvor subteran curat. Ellie își umple cu nerăbdare gamela, apoi o păcălește pe Solara și o încuie în peșteră pentru ca el să-și poată continua călătoria singură. Curând Solara reușește să scape și încearcă să se ducă după Ellie, dar în schimb o găsește pe o femeie cu un cărucior stricat. Solara încearcă să o ajute, dar femeia îi spune să plece, nevrând ca o tânără inocentă să cadă în capcană. Dintr-o dată, doi huligani atacă pe Solara și după ce o lovesc de câteva ori, o târăsc într-un loc privat pentru a profita de ea. Țipetele îi permit lui Ellie să o găsească și lovește pe un criminal în vintre cu o săgeată, apoi pe celălalt în gât. Solara îi mulțumește lui Ellie cu o îmbrățișare și pleacă împreună. Mai târziu, Carnegie și Redridge găsesc cadavrele datorită păsărilor care zburau deasupra lor. De asemenea, găsesc și o bucată din hainele Solarei, așa că știu ce direcție să ia. Pe drum, Ellie aude și el o pasăre și folosește o săgeată pentru o doborâ. În timp ce ridică pasărea, îi cere lui Solara să ia sârma de la arcul său. Când se lasă noaptea, Ellie și Solara decid să se odihnească într-un vecturn de răcire. Ea roagă pe Ellie să-i citească, așa că îi împărtășește câteva rânduri înainte de a pune cartea deoparte. Ellie împărtășește de asemenea că atunci când a găsit Biblia, o voce i-a spus unde să meargă pentru a păstra cartea în siguranță și că va fi protejat. Apoi ea îl roagă să o învețe să citească, dar el nu răspunde, așa că Solara așteaptă ca el să doarmă pentru a încerca să ia cartea. Însă, imediat ce deschide fermoarul, Ellie deschide ochii și o face să se îndepărteze de geantă. A doua zi, cei doi continuă să călătorească și în cele din urmă, găsesc o casă cu un semn pe care scrie accesul interzis, dar ei nu-l văd și se apropie de ușă. Dintr-o dată, o capcană se deschide sub picioarele lor și cad într-o gaură înainte ca ușa să se deschidă și se dezvole pe Martha și George, un cuplu în vârstă înarmat care locuiește în această casă, încă dinainte de război. Aceștia îi întreabă de ce nu au respectat semnul, iar când Ellie își cere scuze cu vorbe bune și maniere, decide să-i lasă să intre. La început discuția decurge bine și împart un ceai, însă situația devine ciudată când cuplul le arată curtea din spate, unde păstrează toate cadavrele celor care au încercat să le atace casa. Ellie spune Solarei că ar trebui să plece pentru că cei doi sos sunt canibali și ține arma scoasă pentru a împiedica să le blocheze drumul. Totuși, pe drumul spre ieșire, Carnegie și banda lui sosesc cu mașinile. Ellie și Solara se întorc imediat înăuntru, iar George dezvolă colecția uriașă de arme ascunse în canapea. Folosind un megafon, Carnegie spune lui Ellie să o trimită pe Solara cu cartea pentru a evita o luptă. Un pachet este aruncat pe fereastră și Redridge se duce să-l ia, dar în loc de carte găsește o bombă. El fuge să se ascundă chiar înainte ca explozie să aibă loc, aruncând în aer două dintre mașini și ucicând mai mulți uligani. Oamenii lui Carnegie deschid imediat focul asupra casei, iar Ellie răspunde aruncând o grenadă. Redridge supărat ripostează trăgând o rachetă și aruncând în aer jumătate din casă, omorând-o pe Martha. Furios, George începe să tragă ca un maniac și ucide cât mai mulți uligani, până când inamicul scoate o mitralieră Gatling pentru a-l ucide și a-i face pe ceilalți să se predea. Curând, Ellie și Solara sunt înconjurați și târâți afară din casă. Carnegie amenință că o va ucide pe Solara, așa că Ellie nu are altă soluție decât să-i spună că a ascuns cartea în televizor. Redridge recuperează cartea și o dă lui Carnegie, care îi dă drumul lui Solara și îl împușcă pe în stomac. Ellie încearcă să se ridice în picioare cu pumnalul în mână, dar Carnegie lovește și pleacă cu oamenii săi, aducându-și pe Solara.
Într-una dintre dube, Redridge pune maceta lui Ellie pe bordul mașinii, în timp ce Solara scoate firul din arcul lui Ellie, folosindu-l pentru a-l sugruma pe șofer și făcând ca duba să se răstoarne de câteva ori până când se oprește. În timp ce celelalte mașini se întorc să verifice ce s-a întâmplat, Solara se duce la scaunul șoferului și găsește o grenadă, pe care o aruncă spre vehicule pentru a mai distruge una. Apoi sare pe scaunul șoferului și descoperă că Redridge a fost tras în țeapă de maceta lui Ellie. El este încă în viață și reușește să scoată maceta, dar imediat ce iese din dubă moare. Ulterior, Solara pleacă cu mașina, iar Carnegie decide să nu se ducă după ea în ultima mașină, pentru că are deja cartea. Când Solara ajunge la casă, nu-l găsește pe Ellie, așa că ea continuă să conducă până când îl găsește pe drum, încercând în continuare să ajungă la destinație. Ea urcă imediat în dubă și bandajează rana cu banda adezivă. După câteva ore de condus, ajung la Golden Gate, care este rupt și nu poate fi traversat. Ellie menționează că sunt aproape, așa că găsesc o barcă cu vâzle pentru a călători spre insula Alcatraz. Când Ellie este prea obosit pentru a continua să vâzlească, Solara o face pentru el. Întors în oraș, Carnegie nu reușește să deschidă cartea, pentru că aceasta are un lacăt foarte puternic. El îl cheamă pe inginer pentru a o debloca și se entuziasmează să o citească în sfârșit, doar pentru a descoperi că este în braille. Se pare că el este orb de la bun început, de aceea reacționează la lucruri doar atunci când le aude, le miroase sau le atinge. Disperat, Carnegie roagă pe Claudia să citească pentru el. Claudia este în mod clar fericită să citească din nou în braille, dar îl minte, spunând că a uitat cum se face. De asemenea, îi spune că poate mirosi piciorul rănit și că este infectat, așa că probabil este pe moarte. Carnegie verifică barul și descoperă că localnicii îl jefuiesc, ca să nu mai spune că oamenii lui se luptă între ei, așa că se prăbușește în disperare. Înapoi în Alcatraz, un gardian înarmat îi primește pe cei doi, iar el îl convinge să-i lase să treacă, spunând că are Biblia. Ei se întâlnesc cu un curator, care a adunat tot felul de obiecte de artă, de dinainte de război, pentru a păstra istoria umanității și a spera să o reconstruiască într-o zi. Ei nu au o copie a Bibliei, așa că el îi dezvolă că a memorat-o pe toată și începe să o dicteze pentru ca bărbatul să-și poată face propria copie. Sarcina durează mult timp, așa că el îi face pauze pentru a se bărbiri și a se schimba în haine curate. După multă muncă, noua Biblie este în sfârșit finalizată, iar el îi moare liniștit din cauza rănii. După ce el este înmormântat în grădina din curtea Alcatrazului și o copie legată a Bibliei este adăugată la colecție, Solara pleacă, ascultând iPodul lui Ellie și purtând maceta acestuia pe drumul de întoarcere la mama ei. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!